Sâmbătă, Muzeul de Artă din Roman a găzduit un vernisaj la care au participat atât artiști locali, cât și persoane marcante din lumea bună a romanului. În cadrul expoziției temporare organizate cu acest prilej, binecunoscutul pictor Mihai Olteanu a reușit să umple cu operele sale toate încăperile muzeului. Este pentru prima dată în ultimii 25 de ani când artistul romașcan își atribuie această performanță. Într-adevăr, este prima expunere la Muzeul de Artă, mă refer la personală. Am mai avut, după Revoluție, o singură expoziție personală la seminarul franciscan din Roman și încă o manifestare cam de amploarea celei de astăzi, unde am prezentat 130 și ceva de lucrări la galeriile regale de la Cazinoul din Sinaia anul trecut, pe o perioadă de 2 luni de zile. Și am considerat că a venit vremea să mă prezint și în fața romașcanilor mei cu o manifestare cel puțin la fel de mare și, spre fericirea mea, a ieșit chiar și mai mare. Reușesc să prezint 150 de uleiuri pe întinderea a 6 săli și sper că evenimentul se va repeta, chiar dacă cu o altă tematică, într-o altă variantă, sper să devină un obicei bun. Mihai Olteanu face parte din tipologia artistului care își dedică întreaga energie studiului și creației. Operele expuse în cadrul acestei expoziții personale sunt doar o mică parte din lucrările terminate și semnate de către artist. Teoretic ar fi trebuit să mai fie încă 2 săli ca să pot expune cele care merită să fie expuse, pentru că în arhiva oricărui artist există și lucrări care încă nu sunt pregătite pentru a da fața cu publicul. Publicul trebuie tratat ca atare, așa că și este pretențios, din ce în ce mai pretențios, și consider că nu totul poate fi prezentat. Dar vine și vremea lor. Pot fi modificate, pot fi îmbunătățite, pot fi reluate și, de ce nu, la o viitoare expunere să le vedem din nou pe semeze. În perspectiva pictorului romașcan, tinerii artiști ar trebui să suplimenteze talentul nativ cu cel puțin 10 ore de muncă pe zi pentru a avea rezultate relevante și, de ce nu, viitoare expoziții. În primul rând, pentru a expune, trebuie să fii tu însuți mulțumit de ceea ce faci, să treci de filtrul tău, după care și a celor care mai fac asta. Dar asta, în mod cert, presupune foarte, foarte multă muncă în spate, seriozitate, și când spun muncă, mă compar cu ceea ce fac eu, adică undeva la 10-14 ore pe zi. Talentul nu este îndeajuns, în mod sigur. Nu este îndeajuns. O expunere înseamnă și eforturi de altă natură. Și eu zic că în momentul în care reușești să îmbini una cu alta, publicul va ajunge la lucrările tale și invers, bineînțeles. Operele pictorului Mihai Olteanu pot fi admirate zilnic la Muzeul de Artă până la data de 5 decembrie. Imagini de la inaugurarea acestei expoziții personale vor putea fi urmărite marți la ora 18:30 în cadrul emisiunii Urbaniac.